Opozit. Salut! Cum fac extragerea pentru căruciorul electric? Deci, după cum vedeți, sunt fiecare comentariu e numerotat cu un număr și în total sunt 19 comentarii, să vă le arăt până jos. Oricum, voi dacă intrați pe blog o să vedeți că sunt 19 comentarii. Uite, 15, 17, 18, 19. Deci 19 comentarii. Ok. Bun, asta e. Acum, asta e programul. Programul. Mă duc un pic pe o parte. Așa, las un pic mai jos, mai jos, mai jos. Mai jos, mai jos, ca să văd eu. Așa, bun. Aici îi mai dă telefonul un pic într-o parte, partea altă. Așa, să se vadă. Ok. Vedeți aici, numărul așa, numărul 19. Deci, sunt 19 participanți, am pus numărul 19. Și de aici îi dăm. Și acum, succes tuturor. 15. Haideți să vedem cine e 15. Comentariul cu numărul 15. Așa, este câștigătorul. Numărul 15. Numărul 15. Este Anefi Sinan. Anefi Sinan. Mă numesc Anefi Sinan, 5-7 de ani, locuiesc în București, sufăr de artrită și trombogenită și din această cauză am ambele picioare amputate și degetele de la mâini. Mai am doar degetele mari. Acest cărucior m-ar ajuta să mă deplasez singur fără ajutorul celor din jur. Vă mulțumesc. Ok, haideți să vă arăt și pagina lui de Facebook. Acesta este pagina lui de Facebook, deci el este fericitul câștigător. Acum urmează să îl verificăm și să trimitem căruciorul. Dacă e în regulă cum spune el va primi căruciorul. Ok. Multă sănătate vă doresc și Doamne ajută ca încă o dată să mai fie și altă dată un asemenea premiu. Ok. Pot să închis.